Premierul Victor Ponta a revenit în Prahova. Vizita sa a fost prilejuită de inaugurarea unei investiții făcute de o companie americană în parcul industrial din Aricești-Rahtivani. Este o șansă extraordinară pentru tinerii talentați, tinerii bine pregătiți din România, de a avea o carieră aici, în țară, și de a nu fi nevoit să meargă în America sau în alte țări occidentale pentru a își desfășura activitatea și pentru a avea un venit care să le asigure un nivel de viață rezonabil. Premierul a ținut să precizeze că bugetul statului este apropiat de cifra de afaceri a investitorului străin. De aici rezultă importanța pe care acești gen de giganți economici o au pentru dezvoltarea județului. Aș vrea să spun încă o dată că am vrut să particip la acest eveniment pentru a arăta faptul că pentru România, pentru Ploiești, este extrem de important să ai prezent aici cu linie de producție una din companiile globale cele mai importante. O altă componentă demnă de luat în seamă este crearea unor noi locuri de muncă. Parcul industrial de la Aricești-Rahtivani a reușit să atragă investitori multipli care au contribuit pozitiv la rata diminuată a șomajului din județ. Peste 5.000 de angajați vin în fiecare dimineață aici la lucru în acest parc industrial, un proiect de succes din punct de vedere antreprenorial și să spun încă o dată că din punctul de vedere atât al guvernului cât și al autorităților locale există tot sprijinul pentru a asigura stabilitate, predictibilitate și stimularea tuturor investițiilor care creează locuri de muncă, care creează producție. Întrebat dacă sunt probleme în USL în Prahova, prim-ministrul Victor Ponta a deviat elegant, am putea zice, de la subiect, punctând modul în care autoritățile locale și județene contribuie la dezvoltarea economică. Sunt reprezentanți PSD, PNL, nu? Asta dumneavoastră știți, eu nu i-am numărat, eu nu-i număr pe PSD, PNL, eu îi număr pe cei care participă la evenimente economice și aici autoritățile administrative locale, după cum ați văzut, au sprijinit dezvoltarea investițiilor, iar Ploieștiul și Prahova va deveni, în mod sigur, și este deja, una din zonele cele mai dezvoltate din punct de vedere economic din România. Atât astăzi, cât și la evenimentul de săptămâna trecută la care a participat Victor Ponta, și-au făcut simțită prezența doar parlamentari PSD, fără peneliști și conservatori.